L-ați văzut tot timpul drept în fruntea cetei de cântăreți din Teleorman. Probabil că unul dintre cei mai iubiți cântăreți ai acestei zone, doamnelor și domnilor, Florin Vasilică și doamna. Bine v-am regăsit. Bun găsit, bun găsit, domnul Florin. Ce mai faci tu? În primul rând și în primul rând trebuie față de colegii voștri din presă și din media să dau o explicație, să spun faptul că am venit la tine în emisiune prima dată după operație pentru că trebuia să mă achit și eu moral așa față de tine pentru gestul frumos pe care l-ai făcut în luna decembrie de a mă primi împreună cu directorașul de la Centrul Cultural de la noi și cu fetițele acestuia aici în platou și am simțit așa sufletește că trebuie să-ți întorc și eu favorul într-un fel. Foarte bine. Deși după acea apariție eu am fost foarte criticat că l-am adus la emisiune și să știi că au fost multe minciuni în acea emisiune la care eu n-am intervenit, multe minciuni s-au spus, dar n-am intervenit pentru că erau fetițele de față. Așa cum am zis, a fost o perioadă, probabil s-a exagerat puțin și din partea presei. Eu cu Florin am o relație foarte bună, ne înțelegem foarte bine. Nu este adevărat că ne avem așa bine cum a afirmat în emisiune, nu este adevărat că totul este în regulă, că presa ar fi mințit la adresa lui, nu, lucrurile acelea chiar le-a făcut și ulterior, după ce s-a văzut cu saci în căruță și și-a atins scopul de a-și duce fetițele la televiziune națională, a refuzat să mai prelungească contractul, știi, că da, gata, s-a rezolvat treaba pentru om, știi? Domnul director, cum știți, se avea o vorbă colegii mei de miercuri de la Prima TV, rușinică, domne. Dacă vedeți un om care se ține de cuvânt, face ce spune, face. Iar la emisiunea ta și-au dorit, deși emisiunea ta, să știi că eu am materiale video, a ținut o conferință de presă și a blamat emisiunea ta. El? Da. Pentru că? A blamat-o, a zis că nu consideră că este o apariție la emisiunea tale. Pe cuvântul. Și ce? Nu prea știm despre ce considerați dumneavoastră eveniment? Prezență la Brancu și la acces la direct? Brancu? Nu, la Brancu, la emisiune sau la acces direct? Și azi mai Florin, unde ai fost tu la Cristi, dacă se poate să avem o intrare, să mergem, că are emisiune foarte drăguță, foarte frumoasă, vine lume bună, se cântă piese bune și vezi dacă se poate. Și atunci el mi-a răspuns foarte repede și... Și ce? Nu prea știm despre acest ce considerați dumneavoastră eveniment? Prezență la Brancu și la acces la direct? Nu, la Brancu, la emisiune sau la acces direct? M-a rugat Ciprian, a vrut neapărat, așa au vrut să vină la tine în emisiune. Mulțumim, și au ales să vină la tine asta în emisiune. Asta ca să-ți arătăm că te apreciem și te urmărim. Dar după aceea el mi-a cerut să-i aduc la tine în emisiune și pe mine m-a șocat când mi-a cerut lucrul acesta. Ulterior apariției, soția chiar m-a acuzat într-un comentariu pe Facebook că aș fi avut eu interese. Păi ce interese să am eu dacă ei și-au ales la ce emisiune vor și eu am sunat pentru prima dată în viața mea la o emisiune ca să fie invitat cineva. Mare ți-e grădină. Da, frumos, e foarte deci frumos la noi. Deci am făcut o faptă bună și ca de obicei n-a rămas nepedepsită, nu? Da, orice faptă bună vine cu pedepsă. Da. Domnul director, poate o să mai vreți la televizor sau poate o să ne mai întâlnim vreodată. Să nu mai aduci oameni care nu merită, mai bine vii tu cu cine trebuie. Factorii decidenți culturali sunt cei care au o atitudine ostilă la adresa mea și la adresa numelui lui tata. Acolo mă deranjează că și la adresa numelui lui tata sunt probleme. Așa. Și au fost mereu probleme. Deci ce să fie, mă, cu taică-tu, că taică-tu este emblema acolo. Păi spune-le lor, nu spune mie că eu știu. Spun eu, că nu știu România întreagă. Ei nu, ding. Nu cred așa ceva. Nu minți, tatăl tău a fost un simplu angajat. Da? Un simplu angajat a fost tatăl meu? Wow! Foarte tare! Primăria Alexandria, să știi că este cea care salvează cultura la noi în oraș și în județ. Aha. Pentru că au deschis un centru multifuncțional superb unde să țin reprezentații, spectacole, tot ce trebuie, expoziții, da. Absolut tot. Primăria Alexandria, n-aș putea spune că are vreo atitudine ostilă la adresa mea atâta timp cât m-a declarat cetățean de onoare al orașului. La partea de instituție... Asta e amuzant, deci tu ești cetățean de onoare, dar altfel la centru cultural ești pa. Da. Doamne, iartă-mă, măicuța. La ăia mai talentați e mai greu. Dar ăia sunt prea talentați ca să aibă de-a face cu mine. Am înțeles. Dar nu mai știe nimeni de ei nimic. La centru cultural, toate conducerile care s-au succedat tatălui meu, repet, tatăl meu a înființat acest centru și acest ansamblu din Teleorman, toți au avut o atitudine ostilă, mai ales la adresa numelui lui tata și la adresa numelui Vasilică, pentru că ei sunt complexați de numele Vasilică. Adică pentru că ei nu sunt capabili să facă niciun sfert din ceea ce a făcut tata și cu atât mai mult nici măcar, hai să zicem, jumătate din ce am făcut eu, că eu să zicem că am făcut mai puțin decât tata, dar ei nu poate să facă nimic. Ai dus mai departe repertoriul ăla, foarte important. Da.
Domnilor și domnilor, Dumnezeu l-a ajutat pe Florin Vasilică să fie în continuare pe scenă. Căutați-l ca să vă cânte. Să mai stea și în coasta lor când își bat joc de moștenirea numelui Vasilică. Dar eu n-o să-i las în primul rând pentru că, așa cum ți-am spus pe pauză, ei își bat joc și de memoria și moștenirea culturală al taicătu. Alți copii sunt puși să plătească la studio făcut din bani publici. Sunt puși să plătească înregistrări acolo. Copii de la Școala Populară de Arte care ar trebui sprijiniți, susținuți. Nu ajută alți artiști talentați care există. Eu nu vreau pentru mine. Eu sunt ok, știi bine că eu n-am nicio tu ai programul treabă. Dar mie îmi cer 4 materiale pe lună culturale într-un județ în care cultura este la pământ. 4 materiale video îmi cer. Eu le spun așa și le transmit public. Nu 4 pe lună, 10 fac sau 100 fac pe lună. Dar să fie treabă. Numai să am unde să le fac, pentru că la noi activitatea culturală în județ am înțeles.